În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voie să fiți în necunoștință. Când erați păgâni, știți că vă duceați la idolii cei muți după cum erați călăuziți. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema. Și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți și fiecăruia îi se dea arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință, datorită aceluiași Duh. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. În programarea dumneavoastră dimineață era pusă roada Duhului Sfânt și am vorbit câteva roade. De roada Duhului Sfânt am vorbit despre îndelunga răbdare, care e o roada Duhului, pentru că avem de răbdat slăbiciuni, suferinți, pagube. Am vorbit puțin de modul de accesare, de unde ne facem rost de răbdare și cum o aplicăm în diferite sectoare, în diferite împrejurări ale vieții. Aș vrea acum să vorbesc ceva despre darurile Duhului Sfânt, din lucrurile care le știu, nu pot să vă spun lucruri care nu le cunosc. Și voi fi mai concis, am un prieten undeva în Ardeal, care la o etate mai înaintată, nu știu, 40, spre 50, 40, a primit Duhul Sfânt și era foarte înflăcărat cu început să predice. Și mă suna mereu și îmi spunea, frate, am fost în adunare, am vorbit 40 de minute. După aia îmi spune, la un moment, am fost într-o adunare, domnule, am vorbit o oră jumate. M-am întâlnit cu cineva din adunarea aceea și zic, măi, a fost fratele ăla, a vorbit o oră jumate la voi? Zic, da, dar cât o spus într-o oră jumate, putea să spui într-o jumate de oră. Deci nu lungim predica numai de dragul de a o lungi. Eu de regulă sunt concis, merg pe versete din Scriptură. Acum când vorbim despre darurile duhovnicești, mi-am propus să vorbesc despre lucru cu darul. Cum se lucrează cu darurile Duhului Sfânt? Și începem din 1 Corinteni, capitolul 12, voi sublia numai câteva idei. Versetul 3. Darurile Duhului Sfânt îl au în centru pe Iisus Hristos. Da? Iisus Hristos este Domnul. Darurile nu sunt date spre a fi aplaudați, nu-i motiv de mândrie, nu-i campanie electorală să câștigăm voturi, nu, nu, nu. Darurile le-am primit de la Dumnezeu, dar în manifestarea lor, în centru manifestării, Iisus Hristos este Domnul. În momentul când încercăm să atragem slava înspre noi, sau aprecierile înspre noi, suntem deja în mare pericol. Din Sfânta Scriptură și din experiența puțină pe care o am, am înțeles că Dumnezeu nu împarte slava cu nimeni. Nici cu un vindecător, nici cu un predicator, nici cu un cântăreț. Toată slava este a Domnului Dumnezeu. Și rămânem în smerenie și în umilință. Vă spun de altfel un lucru. Am cunoscut stele puternice care au lucit așa pe boltă și au căzut. Concluzia la care am ajuns eu, părerea mea, nimeni nu ajunge să cadă în păcat de curvie, să cadă în păcat de beție, să cadă în patima jocurilor de noroc, până nu ajunge mândru. Când un predicator, un păstor, un slujitor devine mândru, Petru spune, Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Deodată tu l-ai pe Dumnezeu împotriva ta. De unde har dacă Dumnezeu e împotrivă? În predică, în cântare, în prorocie, în mijlocirea de rugăciune. Domnul să ne ajute să fim smeriți. Amin. În versetul 7 am un gând care spune așa. Și fiecăruia îi se dea arătarea Duhului spre folosul altuia. Deci darul nu-i pentru folosul tău personal.
Mă întreba el cineva dacă poate cineva să aibă prorocii sau vedenii fără să fie botezat cu Duhul Sfânt. Corneliu nu era botezat cu Duhul Sfânt și a văzut lămurit într-o vedenie un înger. Ăsta era modalitatea prin care Dumnezeu l-o chema la pocăință. Când Iov 33 spune, Dumnezeu vorbește oameni când într-un fel, când în altul. Le vorbește prin visă, vedenie de noapte, când oamenii... E o modalitate de a-l chema la pocăință, dar nu este un dar de slujire publică. Darurile de manifestare supranaturală le exersăm atunci când Duhul Sfânt vrea să le dăm. Eu nu pot proroci când vreau, nici nu pot vorbi în altă limbă când vreau. Sunt daruri de manifestare supranaturală, în care noi depindem de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt vine cu darul și noi suntem instrumentul pe care se exersează darul acesta. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altuia. Prin anii 75 până 82, asta la Brașov. Acolo am făcut și liceu, am și lucrat. Am cunoscut pe Brândușă Rădoi și era un frate numit Peter Ziller. Era de origine neamț, un inginer, arhitect, foarte bolnav, era semi-paralizat. Suie la învun, așa greu, mergea așa greu. Dom'le, avea o predică extraordinară și prorocii. Eu eram în adunare, când în timpul predicii s-a oprit și a spus așa, a șaptea bancă de aici, sora a doua de la capăt are cancer la gât, Domnul o vindecă. No, era o lucrare. După două săptămâni eram în adunare când sora aceea s-a ridicat, fratele, eu sunt sora aceea, am avut cancer, am vrut să mă conving, nu mai am nimic, Domnul m-a vindecat. Eu cu mintea mea încă de copil și adolescent mă gândeam, măi, dacă are așa un dar, ce nu pune mâna pe dânsul să vindeci pe el? Să roage, Doamne, vindecă-mă și gata, deodată drept. Arătarea Duhului e spre folosul altă. Care a citit Mesagerul Cinzecimii, vorbește de momentul în care în Rusia au ajuns credința penticostală cu acel frate Voronoiev, care a făcut pușcărie 37 de ani. El nu a avut harul care l-avem noi. 37 de ani de pușcărie și la urmă a fost împușcat. Eu spuneam, bunicul meu a fost condamnat la Cernăuț 25 de ani, din care a făcut 4 ani și 8 luni. Și mama mi-a rămas orfană acasă și tata a plecat la Cernăuț. Oamenii aceia nu au avut harul care îl avem noi. Acolo arată un frate care avea dar de vindecare, descrie autorul cărții, era foarte bolnav, sta în pat, veneau frații la el cu bolnavi, ridicat de sub suori, omul ăsta își punea mâinile peste bolnav, bolnavi erau vindecați, apoi îl așezau înapoi în pat că el era bolnav. Și m-am gândit, măi, dar de ce nu se vindeca pe el? Pentru că arătarea Duhului e spre folosul altuia. Amin. Versetul 11 vorbește de suveranitatea lui Dumnezeu. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă fiecăruia în parte cum voiește. Nu se dă cu voturi, nu se dă pe diplomă, nu se dă pe neamuri, nu. Le dă Duhul cum voiește El. Într-o seară la noi avem tineri foarte credincioși, era o seară de rugăciune, printr-o soră tânără de la Dumbrăveni, o ieșit o prorocie. În seara asta vreau să dau un dar duhovnicesc, un dar profetic la unul din tinerii de aici. Eu eram acolo, eu am copii, am și fete și băieți. Despre fata mea, avem o părere bună. Și m-a rugat așa, m-a rugat, spun drept, Doamne, dă-i la fata mea. Dă-i la fata mea dar o prorocie. Măi, și pe când mă rugam așa, de lângă fata mea, o tânără ridică mâine și începe prorocească. Păi așa de frumos proroce, așa vorbea în limbi, s-a făcut un har în adunare și eu mă gândeam ce aproape era de mine, alăturea.
Dar asta o face unul și același Duh care dă cum voiește. Noi am dat după neamuri, după cunoștință, după relații, dacă e tasul în comitet sau nu e în comitet, Duhul Sfânt știe cum să dea dat. Rămânem mulțumiți la suveranitatea lui Dumnezeu. Mai am un verset 13. Noi toți în adevăr am fost botezați de același Duh ca să alcătuim un singur trup în Hristos. Și apoi spune acolo, și toți am fost adăpați de același Duh. Asta înseamnă lucru în echipă. Aici e o diferență, aici nu-i botez cu Duhul Sfânt. Când vorbim de botez, vorbim de, hai să spun, trei elemente, nu știu cum le spun. Botezătorul, botezatul, candidatul și elementul în care îl botezăm. Îl botez în apă, botezătorul e Bobby. O să vedeți voi. Îndată aveți botezul. Ăla care-i candidatul e tânărul, băiatul acela. Și îl botezăm, îl băgăm în apă. Ei, când vorbim de Duhul Sfânt, botezătorul e Domnul Iisus. El vă va boteza. Candidatul sunt eu, care am primit Duhul Sfânt. Și m-a botezat în Duhul Sfânt. Versetul 13 spune altceva. Noi toți în adevăr am fost botezați de. Aici botezătorul e Duhul Sfânt, eu sunt candidatul, dar în ce am fost botezat? În trupul lui Hristos, în biserică. Peste tot în Scriptură, unde se vorbește de darul lui duhovnicești, Roman 12, Corinteni 12, Efeseni 4, peste tot e asemănarea bisericii cu trupul lui Hristos. Eu sunt un mădular în trupul lui Hristos. Tu ești un mădular. Atunci, Duhul Sfânt ne-a inclus în trupul lui Hristos, care este biserica. Asta înseamnă lucru în echipă. Prorocii trebuie să lucreze în echipe, predicatori în echipă, cântăreți în echipă. Și toți suntem împreună. Capul e Hristos. Dumnezeu nu are haiduci spirituali, care El prorocește azi aici, mâine, dincolo, de unde ești, frate? Din Valea Plângerii. Și identități de astea care-i super sfânt, nu-i membru nicio biserică, nu dă săcoteală nicio biserică, nu colaborează cu nimeni și are El felul lui de a fi. Nu, nu. Biserica e trupul lui Hristos, noi depindem unul de altul. Eu am nevoie de voi, frații mei. Și voi aveți nevoie de mine. Asta înseamnă lucru cu dar duhovnice. În momentul în care un proroc nu se poate angrena într-o echipă, e cu semnul întrebării. El vrea independent, nimeni. Și echipa asta, fraților, e pusă de Dumnezeu spre binele nostru. Echipa asta se roagă pentru noi, mijlocește pentru noi, veghează asupra noastră și ne corectează câteodată. Oh, de câte ori am fost eu corectat la predică, întâi de nevastă și apoi de prieten. Frate Dragoș, acolo nu-i chiar așa. Tu e câte unul care face câte o cercetare, se duce într-o direcție, domnule, și auzi că are niște învățături. Ei stăruiau fapte 2 cu 42 în învățătura apostolului, în legătura frățească. Trebuie să fie legătură frățească. Deci lucru cu darul se face în echipă. Doamne, ajută-ne să înțelegem. Amin. Lucru cu darul, să spun în versetul 28, Dumnezeu a rânduit în biserică, întâi apostol, apoi, se face sub o cârmuire pusă de Dumnezeu. Spuneam aseară în întâlnirea cu prorocii, între proroci există relații de colaborare și de subordonare. Între proroc și păstor și cârmuirea adunării, există relații de colaborare și de subordonare. Am vorbit aseară, nu vorbesc și azi de aceleași lucru. Exersarea darurilor duhovnicești se face sub o cârmuire pusă de Dumnezeu. Oameni pus de Dumnezeu. Sâmbătă am avut o întâlnire cu tineri, mulți, 1.200 de tineri, și am predicat despre chemarea tinerilor în slujbă. Am avut multe întrebări. O întrebare era așa, frate Dragoș, ce facem când conducerea bisericii nu promovează, ci interzic manifestarea darurilor? Ce-i de făcut acolo? Atunci le-am dat câteva sugestii.
Că până la urmă le-am spus, aveți o discuție normală cu conducerea bisericii, că era vorba de penticostali, dovediți-le cu Scriptura că există exersarea darului și că trebuie să fie, rămâniți acolo și vă rugați pentru dânsă, postiți, aveți un cerc de rugăciune în care să vă hrăniți, că dacă într-o adunare, că sunt adunări în care hrană puțină și hrană deodată stricată, dacă te duci numai cu hrana de la adunare, Domnul să mă ierte, aveți un cer de părtășii în care să fie manifestarea darurilor și până la urmă, dacă sunteți prigoniți chiar într-o cetate, duceți-vă în altă cetate. Duceți-vă într-o adunare unde este exersarea darurilor și unde te simți bine cu Duhul Sfânt. Eu mă rog Domnului, nu știu pe aici cine-i conducător, cine acum știu că El, dar mă rog Domnului să aveți o cărmuire pusă de Dumnezeu și să permite exersarea darurilor autentice ale Duhului Sfânt. Următorul gând îl am din capitolul 13, dragostea. Toate darurile Duhului Sfânt trebuie folosite cu dragoste. În dragoste. Toate darurile. Nu intrăm în detalii. Cineva spunea că dragostea e carul în care pui toate uneltele când te duci la lucru. Pui dragostea și apoi în carul ăla când mergea, ne trebuia multe unelte. Dar dragostea este manifestarea cerută în exersarea darurilor. Nouă ne trebuie și dragoste și adevăr. Adevărul fără dragoste e crud. Dragostea fără adevăr e prea permisivă. Ne trebuie o proporție, nu 50-50, 100% dragoste, 100% adevăr. Domnul să ne ajute. Amin. Și mai am un gând aici din capitolul 14, versetul 40, în exersarea darurilor, dar toate să se facă în chip cuvincios și cu rânduială. Chipul cuvincios are de a face cu estetica, băi cuvincios, cu ceea ce vede ochiul. Rânduiala e stabilită de Scriptură. Sunt diferite manifestări ale slujitorilor și a predicatorilor și a prorocilor și a cântăreților. Vezi care e rânduiala biserică. Există acum un trend când predicatorul nu mai ajunge la avon, ia microfonul și începe un joc de scenă, 10 metri încolo, 10 încoace, părând că are har mai mare. Măi, dacă te pune Duhul Sfânt, eu la Viena, la voi am vorbit, sursa de inspirație, dacă e de la Duhul Sfânt și te pune Duhul Sfânt să sai într-un picior, sai. Dar dacă e din firea pământească, stai liniștit. Spuneam că într-o adunare mare, eu știu bine adunarea, știu și predicatorul, știu și pe cel din sală, un predicator din ăsta carismatic, care umblă cu microfonul printre frați și coboară de la amvon, îi spune la păstor, frate, eu am probleme cu picioarele, cu circulația, pot să mă mișc o leacă. Fratele de bună credință, un frate din lângă Rădăuț, măi, dacă te dor picioarele, mișcă-te. Nu m-au venit la învon, au luat microfonul și început scovare. Frate, surori, frate, surori. Și unul din bancă, eu știu bine, un frate mare, voinic, negricios, îl știu. Spune, trăiți la locul dumitale. Oameni buni, o trecut aici, până o termina predica, nu mai coborât. Când a spus amin, ăla spune tare, nu, l-a vindecat Domnul și pe Isa. Adică noi nu facem spectacol că am văzut undeva. Am văzut și ne-o dat bine și facem spectacol. La examinarea pentru păstori, când am fost la Oradea, am avut un frate din Germania, nu știu de unde, că nu le-am cu Germania. Un băiat cu minte, părea pocăit, medic. Într-o adunare, dar nu m-a întrebat. Și frate, a mai fost pe acolo și l-a întrebat, ați amenajat adunarea, a schimbat, da, frate, am făcut acolo, spune acolo, am pus tribuna aceea, acum am, știți, am dat într-o parte, am vonul acolo. Nu, alte întrebări. Și eu întreb, frate, ce culoare au luminile din spatele tribunii? Dar îmi spune, frate, avem niște leduri care luminează așa crucea și... Dar cineva din executiv nu-i răspunde, asta e întrebare capcană, nu-i răspunde, frate, nu-i răspunde. Pentru că este o modă. În momentul în care predic, când trebuie să am fum verde, fum lila, fum galben, dar de ce îmi trebuie fumul acela? E de la Duhul Sfânt?
Există oameni buni, împrumuturi din lume, care noi îi luăm foarte duhovnicești, dar sunt foarte firești. Ei, acum când exersăm darul Duhului Sfânt, trebuie să știm care e rânduiala și ce are de-a face cu cuvincios, să fie frumos. Am întâlnit proroci și la noi au fost. Nu spun că nu-s proroci, nu spun că nu-s pocăiți și nu spun că au făcut un păcat. Dar la noi adunare mare, mai mare ca asta, destul de aglomerată, și vine o prorocie. Ascultă, femeie! Și cu microfonul în mână fugea prin adunare, trecea printre rânduri și punea mâna pe cap la femeie. Și iar tu, bărbatule, fugea în partea cealaltă cu microfonul, iar tu, bărbatule, foșnea, trecea printre surori, printre frați, băi, vine încoace. Băi, prorocește de acolo. Ăla care are prorocia, în mod normal, ar trebui să știe că e pentru el. Dar să spunem că nu știe. Pentru sora aceea au fost și pentru fratele acela. Nu fugi tu cât e adunarea de lungă, numai după ea adunarea cu microfonul, că el are o prorocie. Deci la noi nu-i rânduiala asta și tu trebuie să te încadrezi în rânduială. Când încerci de rugăciune și ai o prorocie, prorocul poți să întindă mâna, sau dacă e aproape să pună mâna, cât despre tine fată, cât despre tine băiatule. Dacă sunt mai mulți, arată direcția ca să se identifice. Dacă nu spune lucrarea și la urmă spui, pentru sora de acolo. Mie mi se pare că manifestările astea, când fugi dintr-o parte în alta, când dintr-un ungher în celălalt, nu-i cu rânduială. Nu-i cuvincios. Voi, am vrut să spun iertați-mă, e părerea mea până la urmă. Dar Biblia spune, exersarea darurilor să se facă în chip cuvincios și cu rânduială. Aici contează și tonalitatea. Când ai o prorocie, e adevărat, spuneam ieri, că redarea prorociei copie ceva din temperamentul omului, din cultura lui, din felul lui de a fi. Dacă e un om mai moale din fire, el va avea o prorocie, ascultă poporule, cuvântul Domnului. Dacă e un om care a fost în lume, mai iute și el e mai apri, așa vorbește Domnul, poporule. Dar ținem cod chip cuvincios și rânduială. Este că un proroc care strigă, te uiți la dânsul, te oprești, nu știi, băi, e de la Domnul, nu e de la Domnul, umblă prin adunări și răhnește. Mă, stai cu minte acolo, mă, stai liniștit, măi. Duhul prorocului e supus prorocului. Ținem cont de cuvincios și de rânduială. Cuvincioasă e și ținuta, da? Pavel spunea, noi nu dăm nimănui niciun prilej de poticnire ca slujba noastră să nu fie defăimată. Eu mă uit la cineva, măi, prorocește o soră, băi, seamna femeii pocăită și când o vezi că e nu știu cum, eu mă îndoiesc. E prorocește, e aude. Măi, nu, eu nu dau prilej de poticnire. Venim îmbrăcați ca niște femei pocăite, ca niște bărbați pocăiți. Cunosc un proroc, o leacă mai dur, așa cum știți, sprâncea în el mare și mai dur. Era într-o seară de rugăciune și avea lucrări. O spus, Domnul, că ții îți mai trebuie răbdare. O spus, Domnul, că ții îți mai trebuie. Dar era o soră cu niște unghii puse, aranjată și tot făcea așa. Frate, mie nu ți-a spus, Domnul, ce mai trebuie? Ăla se uite, o unghieră și o liniștit-o. Noi oameni buni, noi nu dăm nimănui niciun prilej de poticnire. Dacă voi mă vedeți pe mine în magazin făcând complimente depășite sau râzând sau nu știu cum, când mă vedeți predicând, nu? Sau m-a întrebat, am fost prin Spania, pe undeva, frate, păcat de dus la plajă. Eu când am fost în Australia, la un păstor foarte conservator. Frate, dar o să mergem o zi la plajă. Eu știam că mă încearcă sau am crezut. Am spus, băi, tu știi că eu nu sunt cu marea și cu astea. Frate Dragoș, marea asta o dat Dumnezeu, nisipul ăsta l-a dat Dumnezeu, soarele l-a dat Dumnezeu. Aici, în Gold Coast, în Australia, sunt zeci de kilometri de plajă. Eu din când în când eu pe nevastă era mamă la 16 copii. În eu o zi liber și mă duc într-un loc pustiu unde sunt eu cu nevasta pe nisip. Crezi că e în păcat? Dar n-am putut spun că e păcat. Dar când te duci în mulțime și stai la plajă cu joci volei pe plajă, cu surori dezbrăcate, și a doua zi, le dai cina. Treci,
mâncați, acesta e trupul meu. Ieri m-ați văzut cu șungele spânzurând în chiloți și azi păstorul vostru, luați, mâncați. Ce credeți voi despre mine? Ce credeți despre voi? Oameni buni, noi nu dăm nimănui niciun prilej de potihnire. Slujba noastră să nu fie defăimată. Și revin la Psalmul 40. În exersarea darurilor Duhului Sfânt, ținem cont să se facă în chip cuvincios și cu rânduială. Da? Deci, unul, darurile proslăvesc pe Hristos, spre arătarea altuia, suveranitatea lui Dumnezeu, Dumnezeu de Duhul, darul, aici o completare. Dă darurile după cum e nevoie și dă darurile după cum îți cerute. Darurile Duhului Sfânt, aveam eu 10 caracteristici ale darul, nu vorbesc despre ele, pot fi cerute nominal. Poți să ceri de la Dumnezeu un dar fără să păcătuiești. Pavel spune, cine vorbește în altă limbă să se roage, să aibă și tâlmăcirea. Deci nu e un păcat dacă mă rog. Mă uit la ceas. Noi avem zilele de post foarte des, le facem în adunare. Sunt cele mai frumoase slujbe de când mă știu eu. Coane pline și o prezență aproape 100%. Noi o avem de la 9. Eu i-am sugerat fratelui Bobi și m-a ascultat. La amiază dăm o jumătate de oră de pauză. Nu mai întindem, nu mai dezmorțim, mai aerisăm, o leacă, oxigenăm sala și stăm până la 4. Acum, la noi trebuia să spun amin, dacă eram. Aș vrea să mai vorbesc. Cât, frate Bobi, câteva cuvinte? Cât îți dă Domnul. Aș vrea să vorbesc puțin, nu din Roman 12, calitățile unuia care aspiră la darul duhovnicești. Acolo sunt câteva calități. Aș vrea să vorbesc despre un dar al Duhului Sfânt. Știți, în Sfânta Scriptură, despre darul prorociei, vorbire în limbi și tâlmăcire, avem multe informații. E tratat pe larg. Alte daruri sunt tratate foarte succint. Și atunci a trebuit să mă uit în Sfânta Scriptură, să citesc cărți de specialitate, să vorbesc cu oamenii lui Dumnezeu, ca să-mi fac o părere despre un anumit dar. Acum vreau să vorbesc, dar în scurte cuvinte. Nu spun totul despre asta. Despre darul vorbirii despre cunoștință. Altuia i-ai dat să vorbească despre cunoștință. Atunci dar de slujire publică, când Dumnezeu îți face o descoperire, iar tu vorbești despre ea. Dacă nu, este o informație pentru tine. Eu am avut azi o cunoștință despre fratele Ceala. N-am spus-o. Ăla nu-i dar de slujire, n-am zis de biserica. Este o informație pentru mine. Unuia este dat prin Duhul să vorbească despre cunoștință. Ce este darul cunoștinței? Darul cunoștinței este un dar profetic prin care sunt descoperite gânduri, planuri, activități, fapte, dar nu pe căi naturale, ci prin descoperirea Duhului. S-ar putea, am mai vorbit eu de aici, ca unii să aibă dar de cunoștință și să nu știe. În momentul când am primit Duhul Sfânt, foarte mult din noi am primit darul duhovnicești. N-am fost învățați, nu le-am înflăcărat că n-am știut și ne facem vinovați. La noi în casă era rugăciunea. Și-a venit un frate, dacă vreți vi-l spun, a venit fratele Axinte Octavian, el. Și îi spune la mama așa, soră, am văzut că ai de la Dumnezeu un mare dar. Nu prea am văzut așa daruri. Maică mi-a spune, n-am mai niciun dar, mă, ce dar am eu? Eu când avem 6 luni, mama a murit, când avem 5 ani, tata a plecat la cel luni. A rămas 3 copii orfani, ne-au crescut vecini, am dormit pe sub gardă, prin ploaie și vânt. Eu nu m-am jucat cu pocăința, eu am trăit pocăința. N-am niciun dar. Sorul, Domnul mi-a arătat că ai un dar. Auzi, nu ți se întâmplă așa că te uiți la un om și știi cam ce gândește? Maica mi-a spune, păi dacă mă uit la voi, eu știu tot ce aveți în cap, tot ce gândiți. Măi, așa era o femeie, că se uita, eu eram păstor. Mă gândeam la ceva și spunea, nu te teme,
fără să-i spun nimic. Asta se întâmplă așa, asta așa. Deci mă temeam să gândesc în fața ei. Și am mai avut un frate, l-am întâlnit, am mai povestit asta. Când m-am intrat pe poarta lui să uita la mine, uite un om care vine dintr-o cetate cu legi și rânduiele aspre. Eu zic, frate, dar nu sunt eu conducător, eram încă tânăr, era alt frate. Nu, 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 dar dai cu barda, te văd că cioplești și tu. 12 ore am vorbit cu el la masă, la urmă mă temeam să am un gând. Dacă avem așa un gând, scuturam din cap să nu gândesc. În momentul când avem un gând, se uita la mine, spune, uite ce te gândești tu în mintea ta. Dar uite ce spune Duhul Sfânt. Citea gândurile tot și era dar de cunoștință. Când a murit bătrânul Ieremia la noi, eram o adunare de 750 atunci botezați în apă, plus copiii la 1500 aproape, n-avem niciun slujitor. Ne-am apucat să alegem un slujitor. Și eu mă gândeam, oare voia Domnului să mă pună pe mine? Am plecat din Bucovina până în Arad, el era bucovinean, dar stă undeva în Arad, și mă duc la el. Frate, vreau să fac o rugăciune, aștept un răspuns de la Domnul. Dar pentru ce să ne rugăm? Am eu o problemă și vreau un răspuns. Dar ce problemă ai? Apoi nu pot să spun, frate, că atunci nu mai am siguranța, că... Da, hai să ne rugăm. Să ridică de din cap, să o muri bătrânul Ieremia, că a murit. Și tu nu știi dacă te pune pe tine? Zic, da, mă gândesc. Mie mi-a arătat Domnul, dar nu spun. Tu n-ai avut încredere în mine, eu nu spun. M-am dus înapoi 600 de kilometri fără să știu. Ăsta era dar de cunoștință. S-ar putea ca unii să aibă dar de cunoștință și să nu fie conștienți. Care sunt domeniile, hai că scurtez, în care lucrează darul de cunoștință? Darul de cunoștință poate fi un cuvânt profetic în care identifică cu aproximație un grup de slujitori sau o nevoie. Într-o biserică era un frate care a spus, este aici o persoană cu irnii de disc, Domnul vrea să o vindice, cine-i sora? Nu se ridică nimeni. Măi, este o persoană care are irnii, nu se ridică, de alături se ridică un frate. Și că frate, eu am irnii de disc, mă doare spatele. Ai fi dumitale, dar este și o soră. Nu, nu arăta Domnul cine, aici undeva. La urmă s-a ridicat o soră și eu am. Era mai fără îndrăzneală. Și Domnul vindecată. Poate identifica cu aproximație o persoană. Este cineva aici bolnav, este cu aproximație. Doi, poate identifica cu precizie cât despre sora de acolo, asta cunoștință am avut-o. Cât despre fratele de acolo, uite, asta boală o are. Avem multe exemple în Scriptură când s-a manifestat darul de cunoștință. Se vorbea de prorocul Ahia, intră nevasta lui Ieroboam. Asta a fost cunoștință, nu a fost prorocie. Intră nevasta lui Ieroboam. Pentru ce te dai drept alta? După ce a intrat, a venit darul de prorocie. Sunt însărcinat să spun lucruri aspre și eu prorocit. Poate identifica cu aproximații sau cu precizie, și nu intrăm în detalii, femeia samariteancă și Natanael și alții, sau să mai manifestă darul ăsta, țineți cont. La unii părinți, în cadrul familiei, când spune la copil, băi, ai grijă, ai grijă să nu se întâmple asta. Ei, de unde e predicția asta? E o inspirație de la Duhul Sfânt. Am un frate, cunosc bine, băiatul lui la 18 ani, l-a permis de conducere. Cineva, un patron de acolo, tot pocăit, băi, vrei să-mi faci o cursă la București? Da, cum să nu, cine vrea să câștige bani? Tata, mă duc prima mea cursă, plec la București, îmi dă un bus, mă duc după marfă. Tata îi spune, măi, să nu depășești în vârf de pantă. Asta dată eu cum am o permis, mă merg pe mine, că dacă dumneavoastră îi dai examen, pici la examen. Iese cu busul, băi, să nu depășești în vârf de pantă. Pleacă din Suceava la cumpărătura, e o pantă mare. Depășești în vârf de pantă, din față vine poliția. Trage pe dreapta și ia permisul. Tata, mi-a luat permisul. Ai depășit în vârf de pantă. Dar de unde ești tu? De ce am grei cu tine?
Deci de foarte ori eu sunt mami că îi spune la fată, măi, fată, ai grijă aici. Ai grijă cu băietul ăsta. La un băiet, băi, ai grijă. E un dar mic ăsta care se manifestă pentru tine și casa ta. Nu-i ceva din priceperea ta, nici din experiența ta. E ceva de la Duhul Sfânt. Acum, câteva recomandări. Fii încredințat că este o descoperire de la Domnul. 2. Nu manipula adunarea. Fraților, mi-a arătat Domnul. Dar nu ți-a arătat Domnul. Când folosești expresia mi-a arătat Domnul, deodată cuvântul tău are autoritate. Când spun eu că e de la mine, că am gândit eu, nu mă mai credeți. N-avem dreptul să manipulăm frațe. Eu le spun și la predicatori, nimeni nu ne dă dreptul să manipulăm semental oamenii. Închei o predică, o mamă avea 10 copii și era bolnavă și a venit fetița mai mică și s-a plâns și fac semnă ăla de... Începe a cânta la orgă și fac o chemare, 10 se ridică, asta am văzut eu pe stadion, 100 omnit în față, așa că și eu plângem la chemarea lui. O ești afară, unul lângă mine, o prind țigara și o pleca mai departe. Nu a mai rămas nimeni, zice, o manipulare sentimentală. Duhul Sfânt dovedește lumea vinovată în ce privește păcatul, judecata și neprihănirea, spune Ioan. Deci nu avem voie să manipulăm adunarea spunând că ne-a arătat Domnul dacă nu ne-a arătat. 3. Așteptați-vă să fiți contraziși. Prorocul nu poate impune cuiva să-l asculte. Eu am întâlnit proroci care au avut o prorocie și ce? Eu am spus și nu vreau să mă asculte. Păi, Dumnezeu îi spune lui Ezechiel, fie că te ascultă, fie că nu, tu spune-ne. Eu ca predicator nu mă ascultați toți. Și poate unii nu sunteți de acord cu mine, dar eu nu mă opresc din slujire că tu nu vrei să mă ascult. Eu îmi fac datoria, citesc din Biblie, vă spun. În momentul când am o descoperire, un cuvânt de cunoștință, îl spui cuiva, așteaptă-te ca acel cineva să simtă o leacă ofensat. Am un prieten care o pleca la Domnul, avea lucrări de la Domnul și într-o adunare are pentru o soră. Soră, mi-a arătat Domnul cu asta o mustrare aspră. S-a întâmplat că sora era fata păstorului și îmi spunea fratele ăsta, băi, o trebuie să ies din adunare cu spatele. Că la ieșire o venit la mine și îmi da cu poșeta. Băi, n-a lucrare. Și tot mă aparam și tot dam înapoi. De acolo niște frați s-au chemat la rugăciuni pe ăsta. S-au dus, au venit și femeia asta, că era măritată. Și îi spune, băi, e drept, așa e, dar ce-o trebuie să mă spui în adunare? Nu știe a cui fată sunt eu. Deci ne așteptăm chiar o lucrare de la Domnul să nu fi crezut. Dar eu nu impun asta. Păi mi-a arătat Domnul, tu fă de acum ce vrei. Și în al patrulea rând, aici o să fiu contestat. Mai ales pentru începători, așteptați-vă că puteți greși. Mai ales pentru începători. Darul de cunoștință lucrează foarte fin. Începe cu o impresie, am impresia. După aceea impresia asta se adâncește, devine o certitudine. Bă, sigur asta e problema. Un alt domeniu, consiliere și mărturisire. Sunt frați care trebuie ajutați să mărturisească. Noi nu cerșim mărturisirile. Eu am multă vreme de că am primit mii de mărturisiri. Nu mă mai interesează, parcă eu mă feresc de asta. Dar sunt oameni care trebuie ajutați. Și el vine și spune ceva numai și trage vorba cu cleștere. Și atunci trebuie să-l ajuți. E important când Domnul îți arată ceva despre asta. Despre persoana aceea. Eu eram într-o adunare, fără detalii, o trecut tot adunarea la mărturisire. La urmă vine o persoană din frunte și mărturisește, mai cer cu nevasta, am niște fete, nu prea să îmbracă, că o întrebă, mă uit la el și îi spun, tu ai o relație de adulter cu o femeie? Și da, de unde știi? Măi, eu te întreb, ai? Frate, rămâne ca mărturisire? Rămâne, da, am. Deci el spunea că s-a certat cu nevasta, nu știu când, dar el trăia cu o femeie. Ei, atunci o trebuie să gestionez într-un mod elegant și înțeleg mărturisirea. Că acum nu vorbim ce fac eu cu o mărturisire, că omul are nevastă și copii. Să-l lăs să slujească, n-am voie.
să o divulg, n-am voie. Dar sunt metode, dar nu intrăm în asta, da? Spunea unul, asta eu cred că e o pildă, a venit cineva să o mărturisit, frate, spunea cineva din Vaslui, de Plapuiești, știi, eu am furat luna trecută un lanț. Și băi, dar să nu mai fur, măi. A doua zi îl cercetează, domnul spune, frate, n-am spus că de lanț era legat o vacă. De fapt, el a furat vaca, dar a spus numai că noi întotdeauna la mărturisire ne cosmetizăm imaginea. Măi, Aron, măi, cum ai făcut? Da, am luat niște aur, poporul, l-am aruncat așa, i-am foc și a ieșit un vițel. Hai mă, fii serios, iese vițel cu coarne și copite, o aruncat el. Că după ce păcătuim, vrem să părăm și să neprihăniți. Dumnezeu să ne ierte, să ne dea ipocăință. În consiliere e foarte important ca Domnul să-ți arate ceva despre persoană. La mine o dată au venit doi tineri, fără adresă, fără nici capul, nu știu voi pe unde. Frate Dragoș, am vrea să ne căsătorim și te invităm la nuntă prima duminică după anul nou. Zic, bine, vin mâine la tine și vorbim. Mă duc a doua zi la ea și o întreb, prima întrebare, ești gravidă? Da. În a câta lună? În a treia. Suita roată și când vrei nuntă? Nu mai fac nuntă, tasul măsa nu știa nimic. Îți mai pun o întrebare. Dacă ai rămas gravidă, cum de nu s-o da prin minte să faci avort? Frate Dragoș, eu odată am greșit, a doua oară nu mai greșesc. Am fost păcălită și am greșit. Mă recunosc că în veci nu fac avort. Până la urmă i-am exclus. După aia s-o reprimit, au aproape 10 copii. Eu primit frață în adunare. Dar Domnul mi-a arătat asta. Vine altul, mă cheamă la nuntă, frate Dragoș, avem bucuria, să vă chemăm la... Măi, nu pot să vin. S-a supărat cu mine, nu a vorbit, să ne întâlnim în parcare, nu dea mâna cu mine. După o jumătate de an s-a divorțat și despărțit și în ziua de azi. Domnul mi-a spus nu. Dar trebuie să-ți arate Domnul ceva, ca să nu fii prins în cursă, să-ți arate Domnul ceva. La mărturisire se folosește metoda dialogului. Câteodată începi, vorbești cu cineva, Domnul îți arată ceva. Și în timp ce vorbești, Domnul îți completează darul. Anania, du-te în Damasc, este unul Saul, te așteaptă. Ei, dar Anania e proroc și om cu minte. Spune, Doamne, stai o leacă. Dar eu știu tot răul care l-a făcut. Atât i-a spus. Du-te pe ulița, te așteaptă. Eu știu tot răul. Anania, este un vas pe care l-am ales din pântecele mamei, uite el se roagă. Adică are Dumnezeu cu Anania un dialog. În momentul când ai un dialog cu ăla care vine la mărturisire, Domnul îți poate face alte descoperiri ulterior. Se mai întâmplă folosind metoda parabolei. La David vine un om și îi spune, David, am spus o poveste. Zii, măi, era un om bogat, avea oi multe. Unul sărac avea o melușică. Știți întâmplarea, noi intrăm. Și ăla când a venit musafirul, eu luam melușica. Să moară, să dea-i patru. Ei, tu ești acela. Dar întâi o pregătit teren, a folosit o comparație și David s-a recunoscut. De multe ori stau de vorbă cu cineva și îi spun o întâmplare, o poveste și el îmi spune, gata, știu ce am de făcut. Nu mai trebuie să spun nimica. Că ceea ce îi spun eu, întâmplarea aceea, este de fapt problema lui. Deci e foarte folosită bine în consiliere. Și aici, aici, atenție, fii sigur că e lucrare de la Domnul. Amin. Eu am avut odată, studiam problema nașterii de copii și avem în capul meu numai gânduri și idei și învățături. I-am chemat într-o biserică să predic de acolo. Eram la Liviu Ujeniuc în casă, vine o mamă cu o fată bolnavă, fraților, dacă vreți să-i faceți ungerea. Era mai mult bolnav. Frații spun, du-te un pic cu fratele Dragoș și fă o mărturisire. Da, ies eu cu sora, da, frate, așa ca femei, mă mai mâni câteodată. Dar eu avem în cap studiu cu nașterea copiilor. Și îi spun, sora, dar copiii care ți-o dat Dumnezeu, i-ai făcut? Ia da, i-am făcut. Toți? Da, i-am făcut toți. Da? Câți copii ai? Păi am fata asta aici și mai am 19 acasă. De tot am 20. Eu mă gândeam, băi, noroc că n-am spus că Domnul mi-a arătat că
Îți dai seama ce penibil eram, că eu asta aveam în mintea mea. Dar am întrebat-o așa, o soră de la Gura Solții care avea 20 de copii. Mai târziu unii au murit și 19 copii îmi conjurat să criu. Când mama a murit, eu am condus slujba de mormântare. Nu ni dăm părerea noastră și gândul nostru ca o descoperire. Eram într-o casă la rugăciune, vine un băiat din Austria. Și cum eram acolo, vine un proroc. Băi, vine cu așa. Îl era mărturisări. Băi, tu de ce oprești nașterea de copii? Dar eu nu opresc nașterea. Nu, nu, mie Dumnezeu nu spune, te-am chemat degeaba aici. Că Dumnezeu nu mi-a spus. Frate, dar nu știu să opresc. Nu. Câți copii ai? 6. Și de câți ani ești însurat? De 7 ani. Da? Băi, vezi că diavolul o să vii cu gândul ăsta la tine. Deci el a dat un bară, s-a dat mare descoperitor și când a văzut că în 7 ani are și iasă copii, băi, o să te atace diavolul. Vine băiatul la mine, băi, cine e omul ăsta, bă? M-a luat ca un polițist și eu nici gând n-am avut, nici n-am oprit. Oameni buni, nu spunem că am avut descoperiri dacă n-am avut. Amin. Să părem noi mai autoritari, mai sfinți, mai duhovnicești. Dacă am avut, spun și dacă n-am avut, tac. Domnul să ne dea pricepere. În domeniul învățăturii și cu asta închei. Fiecare slujbă e dată de un dar. Efeseni 4:11, el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători. Eu cred că slujba de învățător trebuie să aibă darul de cunoștință. Eu merg într-o adunare, aici mi s-a spus, vorbește despre darul Duhului Sfânt după amiază. Dar mă duc într-o adunare unde nu știu nimic, nu cunosc oamenii. Pentru mine cel mai greu moment e să aleg subiectul. Atunci mă uit ce cântare să cântă, ce cuvânt s-a citit, ce prorocie. După ce mi-am ales subiectul, mă rog Domnul să mă călăuzească în direcția aceea. Că degeaba voi aveți o nevoie și eu predic altceva. Voi aveți dezbinare și vă certați acasă și vă atacă duhul de divorț și eu vin atributele lui Dumnezeu. Omne știe, domne putent, domnul... Pe ce vă încălzește? Pe tine doare capul și eu îți fac o frecție la picior. Cu ce vă încălzește? Deci învățătorul trebuie să dea învățătura care trebuie în adunare. Amen. Ei, ăsta e rolul darului de cunoștință. Îți face descoperit care sunt nevoile adunării. Când s-au făcut, aveam noi niște păstori, când s-au făcut prima selecție de păstori, ei erau ordinați, au făcut școală la București cu fratele Sandru Trandafir. Eu am fost la mormântarea fratelui Nicanor Crețu, la 90 ceva de ani, păstor și proroc, om pocăit. Și fratele Fănel de la Rădăuț, care încă trăiește, îmi spune, eu cu fratele Nicanor am fost în clasă la București. O făcut i-o 3 luni de zile de studiu și e fratele Sandru și îi duce într-o adunare. Nu, eu vă dau acum un text și voi îmi scoteți 3 idei principale și eu vă dau notă. Ajungi în București la o adunare, Nicanor îi spune la Fănel, bă, aici mi-a arătat Domnul că trebuie vorbit despre... Zic, măi, frate Nicanor, ți-a arătat Domnul, dar nu predică de acolo că îți dă notă. Să spunea fratele Fănel, am luat eu o hârtie și i-am scos vreo 3 idei. Frate Nicanor, uite de aici, completează tu. Iesă fratele Nicanor, spune fraților, frate Trandafir, ne-a luat un subiect. Dar uite ce mi-a arătat mie Domnul, aici la voi, în adunare. Domnul, spunea fratele Fănel, plângeți-te adunare. Frate Trandafir, sta cu pixul în gură, așa rode pixul, așa-i curgeau lacrimile pe obraz. Și Domnul vorbea prin Duhul Sfânt, nevoile lor. Acum vine luni, le dea notă, la 1-7, la 1-8. La unul spune, na, fratele Nicanor nu s-a ținut de text, dar el s-a ținut de Duhul Sfânt. Îi dăm notă bună și lui, și eu da notă bună. Duhul Sfânt te poate călăuzi acasă când pregătești subiectul. Duhul Sfânt te poate... în știința la amvon, când prezint subiectul. Eu personal am puține descoperiri date la amvon. Mai am, dar puține. Pentru că Domnul, le spun la toți, nu dă daruri mari la oamenii leneși. Tu nu citești în Scriptură, nu repeți cântarea, nu te rogi acasă, când vii aici în flăcărare și plin din... Nu, stai liniștit.
Domnul îi stimulează pe cei harnici. Pe mine mă întreabă un frate, frate, e păcat dacă învăț o predică și o spun pe de rost? Băi, păcat. Dar nu-i păcat să înveți 100 de predici. Știi cu plagiatul, dacă ai copiat de la 1, e plagiat. Dacă ai copiat de la 10, e studiu. Dacă eu ca predicator spuneam aseară de proroci, trâmbița dă un sunet încurcat, ce îți pregătește? Dacă eu ca predicator nu știu ce vreau să spun, voi ce înțelegeți? Frații mei, eu n-am în Biblie niciun punct și nici o virgulă și nici o hârtie, dar în minte eu am schița de predică. Că ar fi o lipsă de respect pentru voi să mă prezint cui vă zicând. Să văd eu, eu n-am cântat acasă, n-am repetat, nu știu cum e, să văd eu, nu. Puneți mâna, cercetați Scriptura, puneți mâna, faceți repetiție. O mică paranteză. Slujirea care mie îmi place cel mai mult, știu că trebuia să-mi spun că rugăciunea și predica, mie îmi place cântarea în cor. Cântare în cor care voi nu aveți, deși aveți oameni. În Bosanci corul s-a făcut din 1964 și cântă până acum, s-a cotit voi 80 de ani, fără, sau 60, cât e din 64? E mult, e 60, fără încetare. Eu iubesc, în Bucovina este cultura muzicii corale. Vrei să faci un cor mix? Dar asta înseamnă un pic de repetiție. Un pic să leșe. Dom'le, în Bucovina este corul bărbătesc. E un fenomen care nu știm să-l controlăm. Avem peste 300 care vin la repetiție, căutăm adunările mari că nu în cap, și îmi spunea cineva, bă, sunt vicoveni, lucrează pischelă vara. Când s-a făcut ora 4, îți dă drumul capul în jos de pischelă, strâng sculii, la 5 repetiții. Toată lumea la repetiție. Așa este o dragoste. Pe lângă ăia în vârstă care au îmbătrânit, avem zeci de studenți și de elevi de liceu care vor să cânte în corul Bucovina. Nu poți să-i spui, băi, nu veniți, că noi vrem să-i atragem. Noi acum, săptămâna trecută, am avut evanghelizare la Seret, la Făl. Vin oamenii ăștia cu banii lor, fără pretenție, umple orașul câte 200 îmbrăcați la fel, cântă la evanghelizarea de la Seret, l-am avut și pe ministrul culturii, nu știu cum îl cheamă. I-am spus, domnule ministru, ce facem noi dincolo de culoarea religioasă e un act de cultură. Matali, ești ministru de cultură. Adună tu 200 de țărani și pune-i să cânte perfect patru voci. Zic, domnule, recunosc. Am avut recitatorul, recita poezii, predicatorul, spunea versuri. O zic, domnule, e prima dată când particip la o astfel de manifestare. N-am crezut că e așa, dar ce ai crezut despre noi? Aici e cultură, să cânte. Cultura unui om se măsoară prin limbile vorbite, aici la mine zero, da? Prin cărțile citite, prin instrumentele la care cânți și prin cantitatea de săpun care o folosești. Astea toate sunt unități de măsură pentru cultură. Domnul să ne dea pricepere. Vorbesc de învățătură. Învățătura ai pe trei căi. Cercetare, experiență și descoperire. Darul de cunoștință îți descoperă nevoile adunării, îți descoperă în semințiile lui Israel, era Isahar, care spunea vremurile în care trăiesc și ce trebuie să facă poporul. Să dea Dumnezeu o interpretare. Darul de cunoștință aduce o interpretare profundă a unui pasaj din Scriptură. Îl citesc de 10 ori și când citesc a 11 oară, uai, ce frumos! Deci darul de cunoștință îmi aduce o interpretare adâncă. Ca să lucrez cu darul de cunoștință, fii sigur că nu cunoști ceva pe căi naturale. Eu am auzit cineva și am avut o cunoștință. Nu, am auzit aceea. Nu cunoaștem nimic pe căi naturale. 2. Trăim în pace. Când nu aveți pace, nu lucrați cu darul cunoștinței, s-ar putea să greșiți. 3. Aveți un cuget curat. 1 Corinteni 1:19. Să păstrezi credința. Când nu ai un cuget curat, s-ar putea să greșești lucrând cu darul cunoștinței. 4. Să nu ai afecțiuni față de persoana aceea, simpatii sau antipatii. Că dacă de un frate mi-e drag, ce mi-a spus Domnul, mai pun eu, că vreau să fie așa. Și dacă unul nu mi-e drag, am un cuvânt de mustrare. Nu.
În momentul când ai relații afective, lasă-l pe altul să lucreze cu darul. Și Domnul să ne binecuvinteze. Despre darul de cunoștință putem vorbi foarte mult. Eu am dat doar câteva domenii și detalii necesare vouă. S-ar putea ca unul din voi, una din voi, să are o dar de cunoștință. Să știi despre un om, despre o lucrare, despre un eveniment ceva, nu pe căi naturale, printr-o descoperire a Domnului. N-ai înflăcărat darul, te-ai limitat și din pricina asta ai învălit în ștergar. Ăla, spunea frate Octav, nu-i lăudat. Să mai întâmplă un lucru, mi-a fost frică. Eu când am vorbit cu tineri, am spus, dăm piedici la o parte. Una din piedici îi teama de eșec. La noi aveam o soră care cântă, o avem, cântă frumos. I-am spus, mai cântă o cântare în adunare. Și mă tem să nu mă înnec. Bă, dar cum să tinești, bă, dar mai degrabă tinești la mâncare, nu? Dar nu te temi să mănânci. Că dacă mă înnec, bă, nu te înneci. Nu slujim că ne temem să nu greșim. Pe mine când m-au pus la predică prima dată, că frate Dragoș, am să te pun la predică. Băi, nu mă pune că nu știu să predic. Era un frate, nu mă puneți, frate, am vorbit cu un om. Că eu nu pot predica. De câte ori ai încercat? N-am încercat niciodată. Apoi hai să te încercăm noi, dacă tu n-ai încercat. Nu am pretenția că predic. Că la noi era un frate bătrân, îi mustra pe tineri și cu asta spun amin. Că tare ies la învun, noi punem tineri. Toți tineri la noi trebuie să predice, îi verificăm. Vine câte unul, trebuie să fie Domnul, citim Psalmul 1 și plecăm. Și fratele ăsta spunea, băi, uite, mă uit la tineri ăștia. Așa, un minut, nici un minut. Eu știu că nu predic frumos, dar măcar țin mult. Și cu asta vă spun amin, Domnul să vă binecuvinteze. Fiți conștienți de darul care l-a pus în Domnul. Când ai dar de cunoștință, nu începe să lucrezi cu el. Când Domnul îți arată ceva, aici erau binevenite niște exemplu, dar nu-i timpul. Să vezi că Domnul aceeași lucrare o dă prin altul. Te convinge odată, de două, de trei ori, că de fapt e aceeași lucrare. După care poți așa timid să o spui. Dacă nu o spui celui în cauză, o spui la fratele lucrător. Uite, am avut așa ceva. Și aștepți împlinirea. Ai să vezi că se împlinește. După aia, în echipă cu ceilalți frați, începi să înflăcărezi darul. Darurile Duhului Sfânt, câteva criterii de folosire și darul cunoștinței. Vorba lui fratelui, despre darurile Duhului Sfânt putem vorbi mult. N-avem vreme, eu n-am nici cunoștința necesară. Doresc pe Domnul să vă umple pe toți de Duhul Sfânt. Amin. Să lasă darurile Duhului Sfânt între voi. Amin. Să lasă daruri autentice. Să spunem ce ne spune Domnul, să n-audăugăm de la noi, să nu fim vinovați și adunarea să fie plină de Duhul Sfânt. Amin.